Noi suntem familia Cimpoieșu. Afacerea noastră a început în anul 2011. Comercializăm produse cu specific țărănesc. Încercăm să respectăm rețetele tradiționale. Oarecum și nouă ne-a fost greu, că nu știam la început cum se fac, dar am descoperit pe parcurs și cu ajutorul clienților. Ne-am adaptat după cerințele lor. Produsele pe care le facem sunt afumate la cald. Sunt mai mult coapte decât afumate. Între timp am reușit să atestăm și pastrama de oaie pe care o facem ca produs tradițional. Este o pastrama de oaie foarte bună, ceea ce dovedește că este foarte bună. Clienții care vin și ne calcă pragul din județe care nu sunt chiar, sau din localități care nu sunt chiar aproape de noi, vin de la Suceava, de la Bacău, de la Focșani. Cine aude cineva că trebuie să vină în Moldova și trebuie să facă 10 ore de la intrare în țară până la Iași, nu mai încearcă să ocolească, să caute alte variante. Suntem într-un fier izolați, nu? De restul lumii. Dacă am avea o autostradă în zonă, ți-ar crește puterea de cumpărare, nivelul de trai, salariile s-ar dubla ca în celelalte zone care au deschideri spre vest, cu autostrăzi, cu Timișoara, București, exemplu. Semnează petiția pentru construirea autostrăzii Unirii din banii europeni.